Bună, Lidia, spune-ne, te rog, ce faci, cum te simți? Bună, frumoasă, pot spune că sunt de la foarte bine sus, slavă Domnului. Mă simt foarte bine, înconjurată de oameni foarte talentați, foarte cool și minunați. Cum poți să te simți decât minunat? Spune-ne, te rog, cum ți-a alcătuit ținuta în seara aceasta? Mi-a fost foarte simplu să-mi aleg ținuta, pentru că la subsolul blocului meu se află un magazin pe care îl îndrăgesc foarte tare, și anume Almaz. Pur și simplu am coborât la subsolul blocului, am intrat în magazin, l-am fixat cu ochii, a fost nevoie doar de mici ajustări și, iată, în seara asta mi-am ales singură ținuta. Mi-a fost și foarte simplu, pentru că eu, în general, adopt acest stil minimalist și mi-a fost simplu. Spune-ne, te rog, care este accesoriul tău preferat din garderoba ta? Te referi așa în general sau unul singur, un singur accesoriu? Inelul acesta pe care l-am primit anul acesta la vârsta de 30 de ani, nu este la ce vă gândiți voi, că nu e din ăla de se lasă cu supă caldă. Dar într-adevăr este un inel încărcat cu foarte multă emoție și vine de la o persoană foarte specială care face parte din viața mea și da, în momentul de față este accesoriul meu preferat. Și ultima întrebare, spune-ne, te rog, cum închei anul acesta și ce planuri ai pentru 2024? Păi anul acesta, bineînțeles că îl voi încheia pe scenă alături de oamenii faini care vor fi în fața scenei să mă susțină. Piese noi, sper din suflet să reușesc să ajung și pe acasă, dar șansele sunt cam slabe. Și în Escamata, prin București și pe lângă, prin împrejurimi pe aici, da.